Locatarii unui bloc din municipiul Constanța au sunat astăzi la numărul unic pentru apeluri de urgență 112, anunțând că un copil în vârstă de 5 ani a rămas blocat în casă. Vecinii au anunțat autoritățile competente, alertați fiind de țipetele micuțului. În această dimineață, echipajele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au primit o solicitare la un bloc de pe strada Soveja din Constanța, unde un copil era blocat în casă. Alături de pompierii constanțeni, la fața locului s-a mai deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța și un echipaj de poliție. Pompierii au încercat să intervină cu o scară, dar între timp proprietarul locuinței s-a întors acasă. Din primele informații se pare că părinții minorului sunt divorțați, iar copilul locuia cu concubina tatălui. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului s-a autosesizat în acest caz. O echipă formată din specialiști s-a deplasat la fața locului. Potrivit evaluării inițiale, nu a fost nevoie de instituirea vreunei măsuri de protecție, însă astăzi tatăl copilului va ajunge în Constanța și toți trei vor veni la sediul direcției noastre pentru o discuție mult mai amplă și consiliere. În funcție de concluziile acestei întâlniri, se va decide dacă se impune sau nu instituirea vreunei măsuri de protecție pentru copilul în vârstă de 5 ani. Un caz asemănător a avut loc săptămâna trecută, când pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța au intervenit pentru salvarea unui minor în vârstă de 5 ani, încuiat în casă de tatăl său.